6. Cinci. Pereții devin acum albi și poți vedea o deschizătură uriașă și rotundă, aflată chiar în fața ta, care te va duce în acel loc mirific. Pa. 3, 2, aproape ai ajuns, 1, ești în afara tunelului și ai ajuns într-un loc minunat, ai ajuns acasă, ai ieșit din tunel și ai pășit într-un hol foarte lung, un hol foarte luminat. Luminat de o lumină albă, o lumină caldă, plină de dragoste și iubire. Iar acest hol face parte dintr-un palat foarte mare și majestuos, situat într-o dimensiune lipsită de timp. Un palat înconjurat de o grădină imensă, în care sunt cascade și lacuri cristaline, care sunt pline de flori, copaci, păsărele, animale și, desigur, foarte multe suflete. Acesta este un spațiu de purificare și vindecare. Și te las câteva momente în acest loc. Dacă vrei, poți rămâne în interior. Dacă vrei, poți păși în grădină. Foarte bine, Adrian. Iar acum vreau să te întorci în acel hol plin de lumină și vei observa că de o parte și de alta acestui hol sunt uși, foarte multe uși. Aceste uși reprezintă portaluri, căi de acces spre viețile tale anterioare, dar momentan nu vom merge nicio viață anterioară, deoarece la capătul acestui tunel lung se află o ușă care te va duce la familia ta de suflete, la matca ta de suflete. Și vreau acum să mergi, să deschizi acea ușă și să pășești în acel tărâm, spațiu minunat, unde te așteaptă toți cei dragi ție. Mergi și deschide acea ușă și pășește prin ea. Da. Foarte bine. Unde ai ajuns? Ajung de obicei când intru la familia mea de suflete. Poți să mai descrii o dată acel loc minunat? Da, un loc cumva aspațial și atemporal. E plin de culori calde. Da. De o atmosferă plăcută, dar nu pot să spun că ar exista un spațiu. Ok. Anume. Okay. O delimitare a spațiului. Da, desigur, este normal. Cine te-a întâmpinat când ai pășit în acel spațiu, dimensiune? 4 suflete. Da. Și ghidul meu. Ok. Acele suflete care te-au întâmpinat sunt doar ele fac parte din grupul tău de suflete? Din familia ta de suflete? Nu. Ele au venit acum. Vin aceleași de fiecare dată. Ok. Și restul membrilor familiei tale de suflete, ce face sau unde sunt?
Ei pot sesiza dacă doresc. Sunt în acest spațiu. Ok. Foarte bine. Mă las să vorbesc cu ghidul tău spiritual? Da. Sancturias, mă auzi? Da. Salutare, ce faci? Bună, foarte bine. Super. Vreau să-mi spui, te rog, câte călăuze sau câți ghizi secundari mai are Adrian? Șase. Se mai schimbă. De ce se schimbă? În funcție de ce trece prin viață. Prin ce evenimente trece. Și de ce anume ar avea nevoie. Ok. Lasă-mă să înțeleg bine. Deci Adrian are în totalitate 7 ghizi spirituali. 6. Și cu tine 7. Da. De 6 călăuze și eu sunt ghid. Ok. Care se schimbă în funcție de nevoile și de experimentele, experiențele lui Adrian în viață. Da. Ok. Se și de starea lui actuală. Ok. Ce vreau... Da. Deci cine i-a apărut, i-au fost acum cei 4 au fost călăuze. Ok, am înțeles. Ceea ce vreau să știu este dacă aceste schimburi de călăuze se înfăptuiește între cele 6 călăuze sau vin altele din exterior în locul lor. Pot fi cazuri când vin și din exterior. Din alte familii de suflete care care fac parte, au legătură cu oamenii cu care interacționează el. Ok, bun. Ceea ce vreau să fac acum prima dată este să chem un medic din astral și să se uite puțin la Adrian, la tusea asta deranjantă. Și lasă-mă cu Adrian. Adrian, să-mi spui ce se întâmplă. A venit un bărbat. Ok. Tânăr, bătrân. Destul de în vârstă. Peste 60 de ani. Așa arată. Și ce-ți face? Îmi dă un sirop energetic. Ok. Când termină să-i mulțumești și să-i spui că poate să se întoarcă înapoi de unde a venit? Da. Foarte bine. Lasă-mă să vorbesc cu Sancturias, te rog. Da. Sancturias. Da. În seara asta avem multă treabă. Te-ai încărcat energetic puternic? Sunt încărcat tot timpul. Wow. Spune-mi și mie cum o faci. Păi e mai ușor nefiind încarnat acum. Ok, și eu fiind încarnat, cum aș putea să mă încarc mai mult? Să nu spui să-mi bag un Duracell în fund. Nu. O poți face prin meditație sau autohipnoză, sau cum vrei tu să-i spui. Ceasul rău, pisica neagră. De fiecare dată când fac autohipnoză prin metoda asta, adorm. E prea profundă. Atunci o meditație și gândește-te că
dorești să canalizezi energie de undeva, de oriunde dorești tu. Benefică. În primul rând, energie benefică. Păi doar nu aș fi nebun să iau energie negativă. Da. Bun, Sancturias. Ceea ce vreau acum este să îl iei pe Adrian și să mergeți să căutați ghidul spiritual al lui Romeo, pentru care trebuie să lucrăm în seara asta. Da. Ok, lasă-mă cu Adrian. Adrian, unde ai ajuns? Unde ați ajuns? Suntem într-un tunel încă. Da. Și am ajuns într-o pădure de brad. Ok. Și unde este situat ghidul spiritual al lui Romeo? Am ajuns la o căbănuță din lemn. Da. Și ne-a deschis un bărbat. E asiatic, după aspect. Ok. Din ce este făcută acea căbănuță? Din lemn. Lemn din ce esență? Bănuiesc că ar fi brad. Sunt bușteni din aceia rotuni. Ok, ai zis că bănuiești. Dar dacă ai fi sigur, ce mi-ai răspunde? Că brad. Super. Asta a fost o întrebare capcană. Salută-l pe ghidul spiritual al lui Romeo și întreabă-l cum se numește. Așa. Așa. Mă las să vorbesc cu el, te rog? Da. Așa. Da. Salutare. Bună. Bă, dar de ce îmi ziceți toți bună? Chiar nu înțeleg. Bună se zice la femei. Mă vezi tu pe mine cam silicoane? Nu. Păi și atunci ce aveți, fraților, cu mine? Așa canalizează telepatul tău. Deci el e de vină. Aha, bun. O să vorbesc cu el. Bun. Cine sau ce ești tu? Sunt ghidul spiritual al lui Romeo. De cât timp? De mult timp. Foarte mult timp. Peste 600 de vieți pământene, 681. Ok. Ești cunoscut și sub alte nume? Nu. În principal, toate sufletele mă numesc așa. Așa. Ok. Și secundar? Secundar, mai îmi spun ghidul meu drag sau profesorul meu. Bun. Poți să ne ajuți cu răspunsuri la câteva întrebări căutate de Romeo? Sigur. Super. Vreau să-mi spui, te rog frumos, dacă există o legătură karmică între el și soția lui pe nume Mariana. Da, fac parte din aceeași familie de suflete. Ok. Înainte de a veni să se încarneze în această existență, au făcut vreo înțelegere ei doi pentru această existență? Da, au mai... Da, și în multe alte vieți au mai făcut schimba, a fost... El, femeie sau ea, bărbat. Ai putea să-mi spui ce înțelegere au făcut?
Da. Te ascult. Deci înțelegerea a fost așa. El a dorit siguranță în această viață și echilibru. Iar ea și-a dorit să stea cu el în această viață și în această viață. Ea este ceva mai evoluată decât el din punct de vedere spiritual și îi poate fi un bun sprijin în evoluția lui. Dacă este atât de evoluată spiritual, cum de nu crede în aceste sesiuni de hipnoză și în spiritualitate în general? Pentru că există influența mentalului și grijile de zi cu zi. Dar dacă ar sta să se gândească la aceste aspecte, probabil ar găsi niște răspunsuri. Ok. Atunci, tu te-ai exprimat că Mariana a venit benevol ca să fie alături de Romeo pentru a-l ajuta să evolueze și dacă a făcut așa ceva, de ce vrea acum Mariana să divorțeze de soțul ei? Păi, tocmai aici este testul karmic. Te ascult. Deci, cum să înțeleg? În mod normal ar trebui să pășească împreună mai departe peste aceste probleme, peste probleme pe care le întâmpină și să reziste la, din punct de vedere psihologic, mai ales el. Ok. Deci este vorba și de acceptare, oricare ar fi situația. Dar ar fi preferabil să rămână împreună. Ar fi benefic pentru amândoi. În caz în care se ajunge la divorț, care ar fi dezavantajele sau beneficiile acestuia? Da, chit că ea este puțin mai evoluată, deci diferența nu este mare în evoluția spirituală, doar că ea a trecut prin vieți cu mai multe traume, să zic așa, prin care a căpătat o experiență în plus. Ok. Câte vieți a avut Mariana? What? Ok. Bun. Știi că au o casă la 2 mai, oraș, stațiune sau ce-o fi? Da. Ce se va întâmpla cu aceea după divorț, în cazul unui divorț? În cazul unui divorț se va vinde și se va împărți jumătate-jumătate. Acesta poate fi un viitor dintr-o infinitate de viitoare. Poate fi o posibilitate, nu este nimic ceva cert. Da. Deci liniile sunt multe și la fel și variantele. Liniile temporale, la ele mă refer. Ok.
Cât de des îl supraveghezi tu pe Romeo? Nu extrem de des, dar când situația o impune, intervin. Există o entitate care să fie tot timpul alături de un om încarnat? Nu. Doar dacă e o entitate care parazitează omul și există acolo de din multe vieți. Ok, atunci deci stă acolo. Da. Acea entitate. Are logică. Ceea ce mai are logică înseamnă că entitatea numită de către oameni înger păzitor e o minciună. În majoritatea cazurilor sunt demoni sau arhoni. Cei care văd așa zisa entitate înger păzitor. Da, le place să deghizeze cât mai frumos, cu aripioare cât mai fluffy. Da. Bun. Ce se întâmplă dacă tu nu ești atent la Romeo și într-un moment trece strada și dă mașina în el? Păi, o legătură avem tot timpul. Deci, eu, practic, simt ce trăiește el. O clipă. Și cam știu ce ar urma să-i se întâmple. Asta vreau să te întreb. Dacă știi ce îi se întâmplă sau dacă știi ceea ce îi se va întâmpla, e o diferență. Știu variante, deci am variante, tot așa, pe linii temporale. Desigur, pe o linie temporară poate să fie lovit de mașină, pe altă linie temporară poate să-i pice un Boeing în cap, pe altă linie temporară un meteorit. Da, sau pe alta poate să privească mașina aia și să se oprească chiar la limită, de exemplu. Ok. Bun. Deci dacă tu ai tot timpul o legătură energetică cu Romeo, înseamnă că pur și simplu știi absolut tot ceea ce îi se întâmplă lui și absolut tot ceea ce urmează să îi se întâmple. Da. Dacă tu vezi că și se poate întâmpla ceva rău, acționezi sau nu? Asta depinde și de dorința lui Romeo, care a rămas, partea care a rămas, la familia de suflete. Adică este și vorba... Da, de partea din spirit care și-a lăsat-o. Ok. În lumea spiritelor. Bun. Din ceea ce știu eu este că înainte să ne încarnăm aici, ne sfătuim cu ghizii personali și cu Consiliul Înțelepților în legătură cu viața care ne-o alegem și în legătură cu părinții pe care ne alegem. Și în funcție de asta, ni se pun în față, ca să mă exprim așa, patru contracte pe care le citim. Practic vedem absolut tot ceea ce ni se întâmplă și noi alegem unul dintre ele pentru a intra în existența viitoare, cum ar veni, da? Da,
Este adevărat, dar ce nu ai specificat este că dacă el a semnat unul dintre aceste contracte, acel în acel contract scrie că există variații și linii temporale. Corect. Asta, din punctul meu de vedere, se subînțelege, de asta nu am precizat. Altundeva vreau să ajung. Deci ne alegem absolut toate aceste detalii, dar ne putem alege felul în care murim și părăsim corpul fizic? Da, alege mai multe variante, dar nu are voie să știe că a încarnat. Eu știu lucrul ăsta. Eu vorbeam acum când e acolo sus, înainte de a se reîncarna, în momentul când își planifică viitoarea viață, viitoarea încarnare. Da, în principiu alege, dar se pot întâmpla și accidente pe parcurs. Și să moară altcândva. Păi, ok. Dar dacă în contractul lui de reîncarnare este specificat că moare la... Păi, depinde și de entități. Ce entități există? Ce influențe există din afară? Stai o țărâșică. Stai o țărâșică, că aici nu se pupă una cu alta. Deci prin ceea ce îmi spui tu, înseamnă că acele entități pot să încalce o lege prin care, o lege universală care spune că nimeni și nimic nu poate schimba destinul unui om. Da. Adică da, ele domină jocul de aici, de pe pământ, practic. Este, cum să zic, studioul lor de filme, să zic așa. Păi, prietene, scuză-mă că zic, înseamnă că aceste entități sunt mult mai puternice ca voi. Nu sunt mult mai puternice, doar că aici au spectrul de influență. Sincer... Dacă nu-ți convine, du-te, încarnează-te pe o altă planetă. El a ales să vină aici sau tu ai ales să vii aici? Păi bun, și atunci care e rolul vostru? Știai la ce vii? Sau exact. Hai că am început să mă enervez puțin. În momentul când eu semnez un contract, iar în contractul ăla spune că băi, eu mor la 82 de ani, iar tu vii acum și îmi spui că se trezește o entitate negativă care poate să manipuleze nu știu ce chestii și are putere să încalce acea lege universală și mor la 30 de ani, păi atunci voi pentru ce sunteți acolo, mă? Încearcă să te omoare la 30 de ani. Nu e neapărat că e posibil. Poate să fie nu, în nu, avantajul tău, un nu. Test pentru tine. Deci, te rog frumos, nu mă lua de idiot și nu mă duce cu zăhărelul, că tu înainte te-ai exprimat foarte clar că aceste entități pot să încalce acel contract. Da, pot păi... să-l încalce. Deci, entitatea încearcă să te omoare. Asta nu e neapărat că reușește. Poate să depună eforturi maxime și să nu reușească efectiv. Pentru că are în spate un luptă cu un spirit puternic. Mai puternic. Depinde de evoluția fiecăruia. Da, se pare că și voi aveți o politică la fel de mărșavă, exact cum este și pe pământ. Probabil că de asta și vine precum încerea și pe pământ. Adică voi jucați, nu e așa, păi din ce mi-ai spus tu, exact așa e, prietene. Adică este exact ca și cum o unitate militară te trimite pe tine într-o misiune și dacă acolo se întâmplă ceva, își ia mâinile de pe tine. Tot așa face și voi. Adică eu sau alți oameni facem un contract cu voi
Și se trezește un drăgușor, vine și mi-o dă pe la spate și mă omoară. Păi care e rolul vostru, mă? Păi... Păi, ia, te ascult. Tu știi că venind aici se poate întâmpla și asta. Ai ales asta? Da, ai ales. Aici vorbim de două chestii diferite. Și armă ei de gâscă. Una este destinul, alta este soarta. Destinul nu poate fi modificat. Soarta, da. Iar tu vii acum și îmi spui că anumite entități pot să modifice destinul, adică să încalce legile universale? Păi, ce să mai zic, mă? Când ajung acolo, pur și simplu vă iau la șuturi. Câți, de exemplu, nu au, să zic, cancere în faze terminale, la vârste tinere? Crezi că au ales să vină și să moară la 20 de ani sau la 15 ani? Exact. Ei și-au ales prin contractul de încarnare să moară la vârsta de 20 de ani pentru a experimenta anumită chestie. Tot la fel pot să spun că un copil se poate naște, trăiește 2-3 luni după care moare. Asta și-a ales el ca să experimenteze ceva. E prin contract, de asta se spune contract. Eu am înțeles, așa este. Dar aceste entități au o anume forță aici, în lumea asta tridimensională. Sunteți degeaba. Nu suntem degeaba. Absolut așa e jocul aici. Da. Pentru voi poate e un joc. Dar veniți voi aici pe pământ să vezi ce mișto e jocul. Am fost, știu când foarte bine cum e. Când ai fost? Am fost. Când? Zim când. Uite, ultima dată am fost încarnat acum 560 de ani. În 560 de ani s-au schimbat foarte multe prietene. Lasă-ți să nu crezi că viața era ușoară acum 560 de ani. Vrei să spui că acum viața e ușoară, nu? Păi nu. Uite, ai trăit în Inchiziție să vezi ce plăcut e? Să fii tras pe roată sau ars de viu? Asta este pentru că umanitatea a evoluat, dar nu datorită vouă. Păi ăsta este scopul. Bun, să okay. Evolueze umanitatea. Da, așa e. Umanitatea, prin fiecare individ în parte, evoluează de unul singur. Nu cu ajutorul vostru. Încă o dată zic, sunteți degeaba acolo. Noi nu suntem pentru umanitate, noi suntem pentru anumite spirite aici. Noi nu suntem pentru umanitatea ca întreg. Înțelegi? Adică voi sunteți pe lângă câțiva oameni și restul... treaba lor. Să se descurce, nu? Păi fiecare are familia lui de suflet, ghidul lui, și cunoaște riscurile și toate situațiile care pot să ducă spre ceva neplăcut sau spre ceva foarte plăcut. Depinde. Da, super. Să ai orgasm, nu e vorba de asta. Da. Citești în stele sau dai în boabe și găsești numerele de la loto și câștigi. Bun, ok, hai că am deviat de la subiect. Din tot timpul când ai fost lângă Romeo, ai putut să vezi dacă cineva sau careva i-a făcut anumite vrăji? Are, din viața anterioară. Culmea culmilor este că eu am mai făcut o sesiune, cred că acum 2 ani. Cum de nu am găsit atunci acele vrăși făcute din viețile anterioare? Pot fi mascate de
anumite interese ale unor entități. Ok. Pe lângă aceste Deci nu neapărat entități care îl parazitează pe el, entități care parazitează pe cel care a făcut vrăjile. Ok. Pe lângă aceste vrăji există și anumite blesteme? Nu. Aha. Tu ai puterea, cunoștința, înțelepciunea pentru a desface aceste vrăji din acele vieți anterioare? Da. E ceva asemănător ca și cum ai tăia sau ai distruge un string. Super. Și în ce scop au fost făcute aceste vrăji? Păi era copil într-un sat, de exemplu, și era o femeie bătrână care avea entități. Așa. Da. Eu nu vreau exemple. Vreau spun ce s-a întâmplat. Îți spun ce s-a întâmplat. Era o femeie bătrână care avea entități, el era copil într-o comunitate, într-o tătuc. Iar acea femeie făcea vrăj tuturor copiilor intenționat din acel sat. Adulții nu credeau că ar avea vreo influență sau că o credeau cumva o nebună. De ce făcea aceste vrăji la copii? Entitatea care o domina vrea asta. Ok, entitatea respectivă. Ca să involueze anumite suflete, să-i țină blocați. Ok, super. Bun, poți să te duci cu Adrian în acea viață anterioară a lui Romeo să desfaci acele vrăji? Da. Super. Lasă-mă cu Adrian, te rog. Da. Adrian? Da. Mergi cu Așa. Am ajuns. Am ajuns la femeia aia. Și are deasupra ca o caracatiță. Și a tăiat un tentacol care era legat de cumva de Romeo. Ok. Care este entitatea care controla acea vrăjitoare și dădea cunoștințele necesare pentru vrăjile respective? Care, ce sau cine, sau cum se numea? Satana. Mișto. Transmite-i telepatic la acea femeie să cheme această entitate să vină în fața voastră. Da, a venit. Ok. 5 secunde, te rog. Ok. Cum arată această entitate? Copite, coadă, piele, așa cu păr ca de mistreț, dar un pic mai roșiatic. Față urâtă cu coarne. Mișto. Reacționează cumva că s-a întâlnit cu Așa? Nu. Nu îl interesează. Nici nu e Nu.
Nu se, nu, nici nu se bagă, nici nu. Deci e ca și cum ar fi. Nu. Mă las să vorbesc puțin cu această entitate numită Satana? Da. Satana? Da. Salutare. Salut. Ce faci? Ce întrebări pui? Ok, cât poți ce la... întrebări poți să pui? Ce fac? Oare ce fac? O să meditez, nu știu, vorbești cu mine. Păi, uite, am aici baba asta, e a mea, și copiii din acest sat vor fi ai mei. De ce? Că așa doresc eu. Ce părere ai despre așa? Spirit evoluat. Nu mă implic. Ți-e frică? Nu-i fac rău, dar nici el cumva nu are dreptul să-mi facă rău. Dar tu nu-i faci rău pentru că nu ai dreptul sau pentru că ți-e frică de el? Nu am dreptul. Dar ai putea să-i faci rău? E prea evoluat. Adică n-ai putea? Nu. Cine aș da... vrea, dar n-aș putea. Cine vă da aceste drepturi? Păi... am câștigat drepturile. Mai multe de... entități. Drepturile de a domina această planetă. Deci, practic, spectrul meu de influență nu e foarte mare. Am câștigat un război între entități benefice și entități malefice. Cum de-ați reușit voi să câștigați acest război? Păi... am început să parazităm această pepinieră și să influențăm evoluția omenirii. Bine, eu sunt entitate spirituală, deci nu... Am influențat prin reptilieni, prin insectoizi. Și alții. Ok. Deci reptilienii și insectoizii au făcut munca voastră murdară. Da, reptilieni, draconieni, insectoizi și alte rase. Unde vă duceți voi existența? Noi? Acum? Uh-huh. Aici, pe pământ. În principal aici pe pământ. Păi nu se spune că e iadul pe pământ. Mișto. Poate ne întâlnim într-o zi la o cafea, vrei? Nu, nu beau cafea. Dar ce de? N-am de ce să ne întâlnim ca să ce? Socializăm, nu știu. Eu socializez eu cu oameni. Eu parazitez oameni, nu socializez cu ei. Păi și în timpul liber ce faci? Parazitez oameni, influențez oameni. Ok, am, și în... am sfor de tras. Între două parazitări, ce faci? Mă gândesc la următoarea. Planuri, facem planuri. Okay. Suntem mai mulți demoni. Practic suntem demoni. Super, foarte bine. Mă bucur pentru voi. Ți-ai pus vreodată întrebarea ce viață de, ce existență de rahat aveți? Adică atât de monotonă, băi, numai parazitări, parazitări, parazitări și atât. Altceva nu știți să faceți. Păi asta am ajuns. Am fost suflete benefice la un moment dat. Opa, tring. Ce s-a întâmplat cu voi?
Păi, încarnându-ne pe diferite planete, am involuat, nu am evoluat. Deci, practic, ne-am blocat accesul de la a avea un suflet. Deci să înțeleg că voi acum nu aveți suflet? Nu. Nu avem suflet. Și datorită suferinței am ajuns să arătăm cum arătăm. Cum arătați? A fost o suferință. Ca demonii. Tânjești sau ți este dor după forma care o aveai tu ca ființă evoluată? Da, dar nu se mai poate. E imposibil. De ce nu se poate? Nu se poate, pentru că întunericul e prea mare în noi. Efectiv, nu mai poate exista lumină. Ok, dar dacă ai avea o singură șansă să fii primit înapoi în lumină, ai călcat în lumină? Am primit această șansă, am încercat să fac rău. Cum adică? Deci am primit o șansă și am încercat să trag și alte spirite în întuneric. Prin șansa oferită, deci practic mi-am pierdut șansa. De ce ai făcut asta? Pentru că așa am simțit. Din invidie, din gelozie, din ură. Aveți... Din neputință. Te ascult. Din neputință, am spus. Ok. Tu și restul demonilor aveți un conducător? Da, Lucifer. Deci Lucifer și Satana nu e unul și același. Nu. Cât de mult te influențează pe tine Lucifer? Noi lucrăm pentru el. Și dacă n-ar el, mai... el practic provine din alt univers și... se joacă cu niște programe. Aveți liber arbitru? Într-o limită foarte mică. El ne-a promis că ne ajută inițial să evoluăm în lumină. Ok. Cine ți-a oferit ție acea șansă să pășești din nou în lumină pe care ai încălcat-o, ai pierdut-o? Da, s-a încarnat un spirit pe pământ special pentru mine, spirit evoluat. Aceea era, acel spirit era șansa mea. Iar eu am făcut rău în loc să-i fac bine. Adică în loc să accept, știam cine e. A fost testul pentru mine. Ce își face omul cu mâna lui, nici Dumnezeu nu desleagă. Ți-ai făcut-o. Și cu stânga și cu dreapta. Gioco di mano, prietene. Bun. Vrei să mai zici ceva? Ce pot să zic când omenirea va evolua spiritual atât de mult, noi efectiv ne vom disipa.
Și îți dorești acest lucru ca să iei din existență? Da, orice moare poate să se nască din nou. Băi, vezi că eu m-am exprimat foarte clar. Eu nu te-am întrebat dacă vrei să mori. Eu te-am întrebat dacă vrei să piei din existență. Sunt două chestii total diferite. Nu există a pieri din existență total. Deci, să zic că eu dispar din existență, da? Da. Iar un anume suflu, anume energie, a ceea ce am fost odată, tot rămâne. Corect, și corect. La un creator tot va ajunge această particulă, să zic. Da, dar practic, cum să mă exprim, tu ca energie rămâi în existență, dar practic când te întorci înapoi la sursă ești resetat. Deci dacă tu acum te numești Satana, ești resetat și te vei numi Maricica. Da, și nu voi ști ce am fost. Tring! Nota 10, ai câștigat un premiu. Vezi că ne înțelegem. Bun, ok, super. Baftă în continuare. Apropo, copitele ți le dai cu ojă, ceva? Mergi la manicură? Nu, nu. Nu cresc ca la cai să trebuiască să fie... A, credeam că vă și potcoviți. Era culme. Nu. Mm-hmm. Ok, ai văzut că am rupt acele vrăji ale tale făcute prin intermediul acelei vrăjitoare asupra lui Romeo? Da. Ai ceva de obiectat? Nu, dacă el își dorește asta, poate să o fac. Super. Bă, chiar ar fi fost interesant să ne întâlnim, să mai discutăm una alta. Da, mă, treaba ta. Mergi și fă-i planuri pentru alte interferențe, ok? Vaya con Dios. A plecat. Ok. Credeam că comentează ceva la ce am spus eu. De vaya să mergi cu Dumnezeu. Bun. Adrian, deci... ai dizolvat, ai rupt, de fapt nu tu, așa, acele vrăși făcute. Da. Perfect. Ia-l pe așa, reveniți înapoi și pe Romeo și reveniți înapoi în timpul prezent. Am ajuns. Uh-huh. Și acum, rapid de tot, privește corpul energetic al lui Romeo. Privește-l, scanează-l, analizează-l și spune-mi ce culoare îl vezi. E luminos în afară de creier și inimă. Deschide, te rog frumos, un portal intradimensional acolo lângă el. Da. Iar eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate energiile negative care sunt cu el, în el și pe lângă el, vor fi absorbite de acel portal, iar tu vei spune ce se întâmplă. 1, 2, 3. Da, s-a mai curățat. Ok. După ce se încheie procesul, închide portalul, sigilează-l cu foc și spune-mi, te rog, dacă au rămas acele culori închise în locurile respective. Nu, arată bine acum. Perfect alb. Doar pe creier e mai închis. Identitate. Spune-i, transmite telepatic lui Romeo
să transmită telepatic tuturor entităților care sunt cu el, în el și pe lângă el, să deconecteze în totalitate de corpul lui fizic și energetic și să iau o formă în fața voastră? Da, Ungri. Super. Cum se numește? Donis. Mă las urât cu el. Da. Donis. Da. Mă auzi? Da. Salutare, rapide tot, că n-am timp de pierdut. Ai pus cumva implanturi în Romeo? Da, am pus pe inimă implanturi și pe creier. Bun. Lasă-mă cu Adrian. Adrian? Da. Transmite telepatic lui Romeo, să-i transmite telepatic lui Donis că dorința sa este să scoată absolut toate implanturile care le-a pus asupra lui. Să spui ce se întâmplă? Le scoate, le-a scos. Să le distrugă? Da. Contracte, pacte, înțelegeri au? Nu văd contract. Dacă nu vezi, întreabă. Zice că are. Cine zice că are? Griu. Ok, dacă Griu zice că are, cum se face că tu nu poți să-l vezi? Sau că nu l-ai văzut? Acum l-am văzut. N-a vrut să-l scoată, probabil. Unde l-avea băgat? Nu știu. Probabil încerca să ascundă ceva. Ok, spune să-l distrugă. Distrus. Iar acum spune lui Romeo să-i transmită telepatic lui Donis să-și deschidă un portal, să plece unde vrea și să nu se mai întoarcă niciodată, pentru că asta e dorința lui. A plecat. Ok. Mai trebuie făcut ceva la Romeo? E curat. Trebuie doar energizat chidului să-l energizeze. Ok. Spune-i lui Așa să-l energizeze. Te rog să-i pună o mână pe frunte și una pe ceafă, să-l energizeze suficient, astfel încât fluxul de energie să-i coboară prin coloana vertebrală și să-i energizeze toate chakrele și să-i le alinieze, să funcționeze pe aceeași vibrație și frecvență. Da, și îmi spune că și mentalul trebuie curățat. Poate să o facă? Dacă poate să o facă. Da. Super. Când e gata să-mi spui? Da. Gata? Da. Bun. Ok. Mulțumește lui Așa și spune că se poate întoarce înapoi de unde a venit. Da. Iar acum transmite lui Sancturias să ne ducă la ghidul spiritual al Marianei. Să vedem dacă ne permite să lucrăm pentru ea. Am ajuns într-un loc luminos. Ok. Și ne-a întâmpinat o femeie. E bună? Păr negru. Mm-hmm. Lung, scurt? Lung. Ochii? Negri. Cum e îmbrăcată? Alb. Ce poartă în picioare?
Sandale albe. Care Dar este tot numele? poftim? Care este numele? Tot îmblurează imaginea cu tot apare ceva urât, ba văd o figură urâtă, ba văd femeia asta, ba văd o figură urâtă, ba văd femeia asta. Ok, întreabă cum se numește. Beatrice. Mă las să vorbesc cu ea? Da. Beatrice. Da. Hola, chica. Ce faci tu? Sunt bine. Presupun că da. De ce? Auzi, stai, că-mi vine acum o întrebare mai ciudată. Voi aveți acolo, în planul astral, aveți perioada așa cum au femeile de pe pământ? Nu. Ok. Bun. De ce Adrian avea de câteva ori imaginea distorsionată când te privea? Te vedea când pe tine, când o entitate urâtă? Pentru că așa am dorit eu. De ce? Din ce motiv? Mariana nu dorește curățare energetică. Ok. Atunci noi o facem. Ea dorește să meargă pe destinul ei. Păi, să dacă nu fie influențat de nici... Ok, dar dacă îi făceam o curățare energetică, nu îi modificam destinul absolut deloc. Dar da, dacă nu dorește, nu dorește. Dar în același timp, știi câteva detalii despre ea, nu? Da. Ok, ia zi-mi și mie de ce se enervează atât de des, de ce se bosumflă. Păi, nu se simte împlinită. Nu se simte împlinită pentru că acesta a fost testul ei de viață, să vină să încarneze pe pământ alături de Romeo, iar ea să fie împlinită. Ea multe vieți a avut această problemă și se pare că încă persistă. O neîmplinire adunată din mai multe vieți. Și cum ar putea ea să rezolve aceste neîmpliniri? Ea doar prin mentalul ei poate să facă chestiunea asta. Deci nu o poate ajuta nimeni, nu? Nu. Hmm. Dar oricum, în orice situație, dacă divorțează de Romeo, tot neîmplinită se va simți. Dacă nu-și găsește alt bărbat. Și dacă îți găsește alt bărbat, tot ceva va simți că e neîmplinit. Am înțeles. Are entități cu ea sau în ea sau pe lângă ea? Da. Super. Bun. Ok. Mulțumesc, Beatrice. O zi bună îți doresc. Lasă-mă cu Adrian. Adrian? Da. Ia-l pe Sancturias și mergeți la Mariana. Da, am ajuns. Ok. Cum o vezi din punct de vedere energetic? Ce culoare este? Capul nu are culoare. Nu e neapărat definit într-o culoare. Da, are cap. Da. Ok. Și restul corpului? Mai are pete.
Deci decât la cap e o problemă. Da. Are vreo reacție acolo când vă simte, când vă vede? Nu. Ok. Cheamă-mă și pe mine acolo. Da. Atinge-mă, citește-mi informația de nefi, sigur că sunt eu. Da, tu ești. Transmite mental să îmi ridic vibrația suficient de mult pentru ceea ce am eu acum în minte să fac. Da, se luminează. Ok. Transmitem să fac, să creez un perete din foc lichid. Da, l-ai făcut. Și să-i dau un brânci lui Mariana să treacă prin acel foc lichid. Și să-mi spui ce rămâne în urmă. A rămas un reptilian în urmă. Super, să-l iau de coadă, să-i dau un șut în cur și să-l arunc undeva printr-un portal. Da. Să închid portalul, să sigilez cu foc. Da. Acum îi vezi capul lui Mariana. Da, alb. Super, ok. Să plecăm de acolo. Ești bine, ești ok? Da. Super. Mulțumește lui Sancturias și spune că se poate întoarce înapoi de unde a venit. Da. Și întoarce-te rapid la mine, la familia de suflete, că am uitat să pun o întrebare. Da. Ai ajuns? Da. Super. Și întreabă-mă dacă există o legătură mai profundă între mine și Laura. Da. Ce? Aveți contract. Ați făcut cum așa un contract. Ok, super, bun. Bun, Adrian. Întoarce-ne înapoi pe pământ. Da. Iar acum o să număr de la 1 la 5 și între timp te întorci înapoi în corpul tău și în mintea ta, aducând cu tine în această realitate toate beneficiile obținute în această terapie. 1, 2, 3, 4. Te-ai incorporat complet, ești liber, ești liniștit. Simți cum se întorc în tine toate energiile tale. 5, deschide ochii.